Politehnica Iași va debuta în noul sezon de Superliga pe terenul celor de la OHK Șep și Sfântul Gheorghe. Se anunță un meci destul de greu pentru ieșeni care și-ar fi dorit ca deschiderea noii stagiuni să-i găsească în dealul Copoului alături de proprii suporteri. Oricum trebuie să jucăm împotriva tot, e un campionat puternic cu echipele foarte bună. Singur lucru că noi aș dori primul meci să fie acasă, din păcate pentru suporteri. Mergem afară, Dumnezeu după aia ne-a dat două meci la rând acasă. E ok, nu ce să zic. Acum deja ne apropiem de campionatul, toată lumea e, ziceam așa, nerăbdător să începe cantonamentele și perioada asta e cam grel pentru toți antrenori, toți jucători. Oricum, noi suntem pregătiți cu încredere. Cu gândul la victorie este la fiecare meci antrenorul principal Toni da Silva, care speră să aducă multe bucurii fanilor care au venit în număr foarte mare și au susținut echipa în anul competițional ce s-a încheiat în luna mai. Să fie un campionat frumos, va fi un campionat greu cu echipele puternic. Noi o să luptăm fiecare meci la victorie. Știm că, cum am spus de multe ori, noi nu avem bugetul de alte echipe, noi avem o inimă mare și suporteri foarte buni și cred că acest cazar, zicem așa, cu suporteri, cu clubul, cu jucători, o să fie forța noastră. După etapa inaugurală, Politehnica Iași va disputa următoarele două runde pe teren propriu în compania celor de la FC Botoșani și a nou promovatei Gloria Buzău.